Ciao. Ce faceți? Pregătiți de gală? Ia să vedem, avem și noi întrebări? Salut! Bună, Alina! Bună, Elena! Ce faceți? Pregătiți de gală? Eu am făcut un popas. Stați să întorc puțin camera. Nu sunt tocmai ok, n-am avut o zi extraordinară. Și am să mă opresc că nu sunt bun de condus. Bună! Bine, m-am oprit aici la benzinărie să iau o cafea, că nu sunt tocmai ok. Cum am spus și în story-ul de dimineață, spuneți nu alcoolului. Frumos, frumos, frumos. Cred că aer curat la munte. Bună! Lungocila. Nu prea tinere. M-am oprit, am făcut popas că nu mai puteam să duc drumul. Ne uităm la gală și vedem. Salut, salut fanpage Emanuel Renato. Furia neagră. Uite, e două secunde. E murdară. Elena, ne uităm la gală și o să vedem la final. Ok, abia aștept, Dragoș. Bună, Diana. Da, ce faceți voi? Cum sunteți? Te-ți pregătiți de gală? Mulțumesc, Iulia. Nu știu, Diana, mie mi se pare că este același. Sau zi trecerea pe la ortodont și a spus cuvântul. Bună, Georgiana. Da, Ciprian, nu știu, la anul mă gândesc să o schimb. Ținem legătura și vedem atunci. Sunt binișor, nu foarte bine. M-am oprit să beau o cafea, că aseară, ieri, toată ziua am abuzat puțin de alcool. De ce, Denisa? Nu știu de ce dezbate subiectul ăsta. Mulțumesc frumos, doamna Doina. Bună, bună, Daniela. Nu sunt în vacanță, am fost la Constanța, trebuia acum două săptămâni să merg la botez la un prieten, la fata lui, și nu am reușit să ajung. Și mi-a zis că să merg la el să ne vedem, pentru că o să plece în Belgia și să-i mai treacă din supărare. Inițial nu voiam să mă mai duc, dar ieri m-a sunat, m-a sunat și m-a convins într-un final. Eu sunt din București, Adina. Mersi, fanpage Renato. Oh, Ciprian, mă duc, eu fac sport din totdeauna, cred că fac de la 9 sau 10 ani sport. Și l-am tot menținut. Am avut două perioade în care am renunțat, am făcut pauză și am rămas vreo 2 ani pe din afară, dar m-am reapucat de un an iarăși. Da, Dragoș Martin, îți dau. Mulțumesc, Ileana, vă pup. Salut, Viorel, te pup, ce faci? Mulțumesc, Georgiana. Mamă, câte mesaje, am rămas în urmă cu ele. Da, Denisa, nu știu, voi vorbiți din auzite, eu dacă nu am dovezi, nu pot să-mi dau o părere, mi se pare exagerat. Și prefer să închidem subiectul ăsta, adică e mai ok fără jigniri. Am intrat să vorbim noi, nu să jignim alte persoane. Mulțumesc frumos, Valentina, asemenea. Iau destul de multe suplimente, Ciprian. Te pup, Răzvan, ce faci? Cum ești? Toate bune?
Nu te-am mai văzut de la nunta lui maică-mea. Cum merge treaba? Ești bine? Soția? Totul ok? Hai că am ajuns la capăt cu mesajele, am răspuns tuturor, ce mă bucur. Ia să încerc să fac eu o treabă, că în picioare e mai grea viața. Ne vedem cu siguranță. Îmi spui o zi când ești liber pe weekend și ne vedem, Răzvi. Mulțumesc frumos, Sorina, te pup și eu. Mulțumesc. Lasă, Ciprian, că nu acum, na, nu stăm să facem vânzări de mașini pe live. Hai, bine, uite, pentru tine. Da, gata cu mașina. Bună, Ramona, bine, uite, m-am oprit puțin că se cam învârte capul și am zis să beau o cafea, să stau să mai revin, că mai am câțiva mulți kilometri până la București de făcut. Bună, Adriana, bună, Alexuța. Dar nu mi-a spus dacă sunteți pregătiți de gală. Mai mult s-a dezbătut un subiect care nu mi-a făcut așa mare plăcere să-l dezbat. O să aștept oricum păreri din partea voastră după ce se termină. Să-mi spuneți cum v-a plăcut, cum nu v-a plăcut. Ok, Andrada. Perfect, perfect. Dragoș, nu mă mai ocup cu business-ul ăsta cu cai. Decât pisici, dacă vrei. Am un motan frumos pentru tine. Sincer, Tony, să spun în general, mie nu prea îmi plac galele. Dar n-avem ce să facem, trebuie făcută și asta. Da, vedem ce se întâmplă după gala, Adriana. Am înțeles oricum perspectiva. Mulțumesc, Liga Aurica. Mulțumesc frumos. Cu plăcere, Ciprian. Perfect, Mona. Aștept păreri. Marți începem. Ție îți răspund pe fanpage Renato Emanuel. Și eu sunt curios tare ce o să se întâmple astăzi. Sper să fie frumos. Da, știu, Tony, știu ce spui. Adică, Ileana, ce vrei să spui cu asta? Știi mai multe? Vedem ce se întâmplă, Alexuța. Oricum, sunt curios și eu să văd ce se întâmplă gala aceasta. Mulțumesc, Simona, Filipa, mulțumesc. Să rămână, doamna Raluca. Vă pup și eu. Au intrat și lei lui Bogdan. Salut. O să mai stau și eu câteva minute și ușor o să mă pun la drum, că dacă mai stau mult mă înmoi și cred că mă prinde seara aici în benzinărie. Am înțeles, Ileana. Ok. Uneori pe internet se vorbesc multe lucruri. Oamenii vin cu presupuneri.
toți sunt ziariști și așa mai departe și fac ei părerile. Cel mai bine să ne uităm să vedem exact ce se întâmplă. Mulțumesc, Alexuța, te pup! Am înțeles, Tony. Vedem atunci ce se întâmplă. Te pup, Mona, mulțumesc. Bogdan, ce face? Bogdan stă pe dreapta, e pe autostradă. S-a oprit să bea o cafea, să mănânce un croissant, că se cam împărtea casa. Și am zis că nu e ok să conduc așa până la București. Mulțumesc, Adriana. Spor, spor la treabă și ție. Perfect, perfect, Tony. Cea mai bună decizie. Mersi, Ciprian, te pup, te salut, mersi frumos, mersi. Da, Simona, suntem cu o săptămână înainte cu filmările. Mersi frumos, Dragoș, mersi. Ok, ok, Adriana, ok, o să țin minte. Dacă mă claxonează cineva în trafic, tu ești. Pe autostradă, Stoian, tu ce faci? Cum merge? Mersi, mersi, Renato. Perfect, Ileana. Mă bucur că ești de aceeași părere cu mine. Da, o să vă las și eu. Vreau ușor să mă pun și eu la drum. Ne mai auzim diseară după gală. O să vă las să urmăriți gala. O să încerc să o urmăresc și eu. Și sper până atunci să mai revin, de-aia și stau cu ochelarii pe față, că n-ar fi ok să-i dau jos, că nu sunt în cea mai bună formă. Natalia, nu pot să răspund la întrebarea aceasta. Să rămână doamna pe Maria. Vă pup! Da, și o să intru diseară, sper să fiu în formă mai bună și pot să mă prezint fără ochelari pe față. Aștept să se termine gala între timp. De fapt să înceapă și abia apoi să se termine și o să dezbatem puțin ceea ce s-a întâmplat. Vă pup și duminică frumoasă în continuare. La revedere!